Bun. Hai să începem cu lotul. Am văzut prin ziare că Cheșerul ar putea să nu facă deplasarea. Cheșerul s-a antrenat normal. Benga, care are o întorsă mai urâtă, deci el, pentru el s-a terminat sezonul. Poftim? Nu, în niciun caz. Nu. Iar în rest, toată lumea pregătită. Este, Cheșerul e. Am zis că Cheșerul s-a antrenat normal. Aia care sunt de mult, de aia au ieșit... Nu m-am înțeles cu nimeni eu, eu sunt antrenor. Înțeles. Nu, eu clubul, să fi înțeles, da? Da, dar mi se pare normal. E jucător care e la sfârșit de contract și tot își dorea să plece acasă. Și rezolvă problemele. Da. Astăzi o să primească băieții un salariu. Prima o primit-o. Deci sunt lucruri bune, pozitive și nu vreau să vorbesc de alte probleme. Dar prima noastră problemă e să rezolvăm meciul de la Buzău. Restul, ce am văzut că mai apare și prin ziar, e normal să apară oameni care vor să destabilizeze echipa și pe mine, dar e mai greu să mă destabilizez. Eu știu ce am de făcut, știu de ce am venit aici, știu pentru ce am venit aici și așa că pe mine mai puțin mă interesează ce să scrie. Vă referiți așa dintr-o dată a apărut, da. Tocmai înainte de meciurile astea au apărut că Rednic pleacă, indiferent de situație, că se dezintegrează echipa. Rednic când a venit, nici nu s-a vorbit de salvare, s-a vorbit de proiectul pentru Liga a doua. Nimeni nu erau chiar așa de optimiști în momentul când a fost contactat. Poftim? Numai despre proiectul de Liga 2. Nu, s-a vorbit că, indiferent de situație, eu voi continua. Când am semnat, am zis doar așa vin. Am asumat un risc, am zis chiar dacă nu ne salvăm, dar nu e cazul, voi rămâne și în Liga 2. Ca să încheiem subiectul Cașinii, mă gândesc că conducerea v-a întrebat dacă mai aveți nevoie de el sau nu aveți nevoie de el. Normal că m-a întrebat. Și? Din partea mea, mie n-are ce să-mi reproșeze, i s-a oferit șansă. Nici până să vin eu n-am jucat foarte mult, am jucat la început cu Poenaru, după care n-am mai jucat. Ceva, pentru că... Na, e... Nu m-a deranjat nimic. Nu m-a deranjat, sunt alt jucător la mijloc, am soluții, la mijloc sunt alt jucători care au arătat mai mult decât el. Și doar să țin un jucător străin de dragul de a-l ține, plus că e la sfârșit de contract. Și eu vreau să fiu corect cu ei, îi dau șansă să-și caute echipă, decât să-l stai să mai țin încă două săptămâni să o bâșbâi. Așa, în acea situație e și Benzar, acea situație e și Erigo. Asta e viața, n-ai ce să faci. Din moment ce au fost de atâția ani aici și tot te bazi la retrogradare, cred că e momentul să mai și schimbăm, nu? Și nu schimb numai de dragul de a schimba, schimb numai cei care eu cred că nu e ceea ce îmi doresc eu. Și asta nu trebuie să supere nimeni. Nu, el nu e la final de contract. Nu e la final de contract, dar... Trebuie condiția să discute. Da. Bun, dar nu vei așa teamă neapărat. Așa, un pic neobișnuit că mergeți, nu știu, cât 18 portari aveți. Păi am 18, păi exact cât trebuie. 18 cu 2 portari, 20. Mai mult nu pot să iau. Păi nu tot spuneați că să dăm șanse la tineri. Uite, am 4 jucători tineri în lot. Deci cu Adi Petre m-am văzut după meciul de la Craiova și stând de vorbă cu el mi-a zis că se antrenează nu știu pe unde. Și am zis, bă, dacă tot vrei să antrenezi, vino și de săptămâna viitoare antrenează-te cu noi. Dar nu s-a vorbit de contract, că să vină la Arad. Mi se pare corect. Și cu Gavra m-am întâlnit la hotel, la George, lucrează nevastă. Și el la fel, că m-a antrenat și bă, nu mă știu, dacă vine, nu mă deranjează. Sunt oameni de Arad. Nu e vorba de presiune, dar am fost concentrat pe meciul cu Craiova, plus acum s-a stat două meciuri. Păi da, dacă suntem băieți deștepți și tratăm cu mare seriozitate meciul tur, avem șanse mari să...
Nu poți să, nu poți să, să-ți dai seama. Văd toți ceilalți oameni de fotbal. Ceilalți, eu zic că în afară de, de Iași, restul nu știu dacă ar face față. Vorbesc de lotul care e acum. N-ar face față în prima ligă, în Super League. Dar lupta s-a mai lovit în anul ăsta, așa, am auzit repetat declarația că echipa nu a fost pregătită mental de acest joc și că i-a considerat inferior. Inferior. Dar zici că noi suntem Barcelona, noi suntem la baraj, deci nu avem cum să ne tratăm, să ne tratăm adversarul, eu știu, cu superioritate, superioritate la ce? Suntem în baraj. Păi s-a întâmplat, acum nu se mai întâmplă, că e vorba de imaginea noastră, nu? De, de ambiția noastră, de... Condițiile sunt foarte bune aici, și financiare, și de pregătire. Deci, normal, grupul e dator și la suporteri, și la conducere. Din partea lor, chiar n-ai ce să le reproșezi. Este prima specială de baraj, da. Plus, dacă rămâi în Superliga, sunt și primele celelalte. Nu sunt prea multe, că nu sunt prea câștigate, dar se adună la vreo 2.000, cu că se ajunge la vreo 5.000. Rămâne. Jucătorii au luat un salariu. Un salariu din câte mi-a trebuit să ia? Mi se pare 200 salarii. Da. Ce-ați... Practic e, e normal, ce de salarii. De asta m-a deranjat și o discuție care a fost vorbind de salarii. Da? Eu aș fi vrut ca să vorbească de bonusuri, da? Eu asta vreau de la. Și uitați că Faru ne-a dat bobârnace la toată lumea. Da? Deci să face ok un salariu care... Și ăsta de aia nu știu ce să agite lumea. Salariul ești obligat să-l plătești. Dacă îți depui hârtie, îți iei salariu. Haide să luăm bonusuri. Și aici au fost bonusuri. Și au fost și bonusuri investiari și nu s-au luat. Păi și atunci, ce facem? Vorbim? Da, și atunci ce vorbim? Eu sunt 100% cu jucătorii, dar ei trebuie să înțeleagă că din cauza noastră, că eu sunt antrenor echipei, din cauza noastră s-a ajuns aici. Noi trebuie să scoatem echipa. Asta ce înseamnă? UTA trebuie să rămână în prima ligă. Pentru suporteri, pentru oraș, pentru investițiile care s-au făcut aici, pentru bugetul care a fost aici. Deși ei trebuie să înțeleagă, bă, numai tot să cer, dar ai și obligații. Și ei... Da. Iar teamă, nu teamă. Așa că s-a vorbit de sezonul viitor, de salarii, într-un anumit barem, nu vă e așa puțin... Hai să spunem teamă, că jucătorii văzând că de la anul se vor... Ce să fie teamă? Păi voi nu v-ați obișnuit. Unde vine rednic se micșorează bugetul. Cum nu-i rednic, mână liberă, stânga, dreapta, înainte, înapoi și lumea pleacă și rednic. Rednic și-a asumat și de acord și vedem. Eu nu cred că domnul Mezar, dacă eu îi propun un jucător la 10.000 și care ăla face diferența, la 10.000 tu trebuie să-mi faci diferența, nu trebuie să vii pe aici prin lot să... Să bă, hai să bă, da, uitați că tot ați vorbit de Willy și el în lot, că e singurul care n-a avut șansă să joace. O să-i oferim și lui șansă să joace. Nu mă deranjează, sunt niște... Da. Păi și unde suntem? S-a spus între 5 și 7? Păi suntem la baraj. Aia a fost și tactică. Și eu nu cred că e o filozofie proastă, ținând cont de situația de din România, da. Ajutați și de banii proprii? Nu, deja nu așa. Nu, am oferit o primă, atât doar. E primul club la care nu a ajutat? Nu încă, că nu e cazul, nu. Nu mai fac greșelile astea că am ajutat și până la urmă eu am fost căpușarul, eu nu știu ce am făcut și eu... Cămătarul, căpușarul, comisionarul și eu am venit cu bani de acasă și nu cu bani puțin. Oricum am adus mai mulți bani decât s-au adus acționarii care au venit aici. Poftim? Nu știu, nu, chiar nu mai aduc aminte. Atâtea meciuri au fost de le-am uitat. Dar nu mai contează, dar merită jucătorii ăștia, pentru că... Uite că s-a luat. E vina mea? E vina varului? Deci, tot nu-i vina jucătorii. Vedeți că eu sunt cu jucătorii, deci e vina varului, că varul ne-a luat două puncte. Poți să-ți mai pus plicul pe masă în vestiar înainte peste de joc, peste tot. Va fi var la Buzău?
Bă, chiar nu știu. Cum n-am știut nici, la ce oră joacă ai noștri. Știam că joacă duminică, dar nu știam ora exact. De-aia m-am aruncat, dar n-am atacat. Și acum o paranteză cu, așa zis, un jurnalist care m-a sunat și care zicea că e la un ziar din Arad și interviul a apărut doar la, Gazeta, la Gazeta Sporturilor. El e din Arad, da, dar nu a fost corect, adică nici măcar n-a avut tăria să spună, bă, sunt de la Gazetă sau ceva de genul ăsta. Și asta a fost un interviu foarte frumos și pozitiv. El doar asta că Rednic atacă. N-am cum să atac pentru că noi am obținut ce am vrut. Să jucăm primul meci afară și să jucăm duminică seara, că erau alte date. Că restul cu aia și eu mi-aș fi dorit să văd finala juniorilor mei. Și eu mi-aș fi dorit să pot să-i ajut. Să-i dau drumul lor. Rare să joace acolo cei care sunt aici și au posibilitatea. Și eu mi-aș fi dorit să... Păi, da, dar... Băi, sunteți arădeni sau nu sunteți arădeni? Nu-i destul că suntem... Uite așa, luați... M-au deranjat, ați văzut, când am început să spun nu lucruri ieșite din comun, că totuși am o experiență, că am văzut zeci de fauturi de asta în careu și în duel n-ai cum să, oricum dacă vrei tu să găsești ceva și ai linie, găsești o mână, un fir de păr care, eu știu, o unghie, n-ai cum, și au fost și faze acum, deci n-ai cum să, nu... Pentru orice echipă contează antrenorul. E o relație care s-a, eu știu, s-a acumulat acolo și mai poți mai să dai o indicație, mai pui presiune. De pot fi periculoși, ne pot surprinde. De așa e o echipă muncitoare, se apără foarte bine. Am văzut că și mai mult ultimul meci l-am analizat și o să-l prezint mâine la jucători. Pe ultimul meci, da. Nu, pe ultimul meci de acasă. Bine, mi-a interesat jocul de acasă, la cu Steaua n-au folosit echipa. Da, la Oțelul. Și am văzut că pe contraatac au fost periculoși. Dar noi mai mult vrem să arătăm jucătorilor problemele care le au. Au echipă masivă în principiu. Da, am văzut că la fazele fixe, da. Sper să nu le dăm posibilitatea să... Ardea? Nu știam. Poftim? Eu zic că nu. Bine, acum în România poți să-l dai. Da, așa n-a fost. A fost o ieșire azardată a portarului. Bine, dar au avut două penalturi. Oțelul. Clar, mână. Deci clar. Ați auzit că avem de luat o revanșă istorică cu Buzăul de acum 44? Am înțeles că... Nu am mai văzut. Și așa e istoria. Am fost și la muzeu cu ei și nu i-am stimulat. Aia îi stimulăm cu atât. Poftim? Da? Nu, 90. E bine. Nu mai țin. Aveți grijă să trebuie să avem grijă. Deci noi trebuie să pregătim serios meciul ăsta, să tratăm meciul serios, să avem atitudine, nu trebuie să le dăm nicio speranță, că dacă știu cum sunt echipele mici, o mică șansă dacă au, mai mult ca sigur o să vină multă lume și noi nu trebuie să facem greșeala asta. Adică trebuie să ne impunem jocul din primul minut. 10 zile aproximativ înainte de retur, mai sunt pe procesul de bilete de 10 zile. Păi și nu-i păcat și nu trebuie să ne gândim la asta, trebuie să ne gândim la suporte și la ultimul meci ce atmosferă a fost. Este oraș care trăiește prin fotbal, trăiește prin UTA. Și ar fi păcat că și cei care vin să înțeleagă lucrul ăsta, da? Nu vreau să-i numiți mercenari, și că mercenarul vine și ia banul, dar face și treabă. Dar nu vreau lucrul ăsta. Acum mai dăm păi titlul, îi face Reding mercenar. Nu-i fac, de vorbesc așa în general. Deci ei, jucătorii, trebuie să înțeleagă că aici, cum să zic, e ca și aerul. Deci oriunde mă duc, culmea e că și femeile, pe cuvântul meu, m-a dus să-mi fac analizele, au apărut 5-6 asistente, doctorițe și vorbeam numai de fotbal. Și eu, cum mi-e rău, eu numai când văd injecția, deja eram alb. Și stăteam așa și stăteam cu siringa și le vorbeam de fotbal. Și zic, Dumnezeule. Acasă. Da, asta e ușor pentru mine, ceva ușor. Eu am prins palea și în București, care a fost mai tare. Dar bizar, deci așa ne-am trezit și noi.
Adică toți ne-am trezit la viață și toți trebuie să punem umărul ca să ne îndeplinim obiectivul, să rămânem în Superliga. Mulțumesc! Atât aveam să mă întreb. Până acum nu ați prea dat repere tactice, cam de la meci la meci ați schimbat sistemul. V-ați gândit și în perspectiva acestui baraj să nu dați repere tactice adversarului? Păi nu dau, dar voi alege jucătorii care sunt în formă și sistemul care trebuie să, cu care trebuie să câștigăm. Da, da, să atacăm. Mersi! Un meci important pentru noi, trebuie să câștigăm neapărat, e turul, mergem să dăm tot cel mai bun, trebuie să menținem nivelul la care am fost în ultimele meciuri și să tratăm foarte serios meciul, chiar dacă e un meci cu Liga 2, e un meci important în care ambițiile sunt mari și trebuie să ne ridicăm nivelul ambiției peste al lor. Situația asta. Sincer, nu m-am gândit că o să ajung în situația asta, dar n-avem ce să facem, trebuie să o acceptăm și să dăm tot cel mai bun să ieșim din ea, victorioși. Mi-au trecut toate, am intrat și meciul trecut și m-am simțit bine, deci sunt pregătit. Ai vedea o diferență mare între UTA și Buzău? Este o diferență mare între cele două ligi, dar știți cum e. Meciurile nu seamănă, când ești motivat cum trebuie, îți ridici nivelul și probabil ei vor fi motivați, dar în același timp noi suntem la fel de motivați și trebuie să jucăm la nivelul maxim și să câștigăm. Ai avut două eliminări pentru proteste în acest sezon. Da, bineînțeles că am învățat. Au fost momente în care tensiunea a fost mare, dar greșeala rămâne. Trebuie să învăț, doar asta pot face, să învăț din ea și să fiu mai concentrat la ce am de făcut și să las restul tensiunilor deoparte. Dacă e nevoie de data aceasta. Nu vreau să mă gândesc la asta pentru că nu cred că ar trebui să fie cazul, au fost greșeli până acum, asta este, trebuie să le lăsăm în spate și să sperăm că va fi totul bine. Ținând cont de ce s-a întâmplat, bineînțeles, că a fost un pic ciudat să îi vezi și să știi că puteai fi tu acolo. Nu știu dacă m-am bucurat, pentru că sunt crescut, supărat și bucuros. N-am știut sincer cum să mă împart în cauza situației. Fază fixă în cupă, cum crezi că, eu știu, vezi gestiona aceste faze? Da, în ultima vreme și noi am început să ne apărăm destul de bine și la faze fixe. Suntem mai puternici și mai responsabili în primul rând și cred că vom fi și la acest meci. O să ne ținem zona omul și nu să nu-i lăsăm pe ei, să dăm noi gol din faze fixă. Nu vreau să vorbesc despre asta, vreau să mergem să jucăm, să dăm totul și să vedem după ce se întâmplă. Dacă echipa se va salva? Am contract, deci cam asta este. Faci parte și din categoria jucătorilor tineri, români, deci ești... Am auzit doar niște vorbe, n-am apucat să văd exact ceea ce se vorbește, ce se întâmplă, deci nu... Nu, sunt sub contract. Deci nu văd nicio problemă.
Da. Mulțumim.